Haideți să vedem puțin cum să creștem copii buni într-o lume rea. În primul rând, cum să ne rugăm pentru copiii noștri? Câteva sfaturi biblice, cum să ne rugăm pentru copiii noștri? În primul rând, cred că cel mai important lucru pe care trebuie să-l amintim înaintea lui Dumnezeu în rugăciune, să-L cunoască pe Hristos în copilărie. Deci acesta ar trebui să fie obiectivul numărul 1, să-L cunoască pe Hristos în copilărie. 2. Să urască păcatul, o altă rugăciune. 3. Să fie prinși când sunt vinovați. Să fie prinși când sunt vinovați. Să ne rugăm Domnului. Doamne, fă în așa fel că ori de câte ori fac o trăznaie să fie prinși. Când copiază la școală, când mint, când fură, să fie prinși de fiecare dată. Doamne, dă-mi pe mână. Nu? Să-i prind ori de câte ori fac rele și să învețe din faptul acesta că nu le merge. 4. Să fie păziți de cel rău, spiritual, emoțional, fizic, satana să fie îndepărtat, ei să fie păziți de atacurile lui la toate cele 3 nivele ale ființei lor. 5. Să aibă atitudini responsabile în relațiile lor, să-și asume responsabilitatea în relațiile care le au. 6. Să-i respecte pe mai mari lor. Știți de ce există atâta lipsă de respect în societatea contemporană? Față de dascăr, față de lege, față de poliție, de guvern, de tot ce vreți. Este că acești copii n-au fost învățați în copilărie să respecte și să asculte de părinți. Să știți că un copil care nu ascultă de mama și tata nu o să asculte nici de poliție, nici de guvern și de nimeni în lumea asta. 7. Să-și aleagă prieteni buni. Să facă Domnul cum știe El că acești copii ai noștri să fie păziți de prietenii răi. Prieteniile rele strică obiceiurile bune. Să fie păziți de partenerul greșit și păstrați de Domnul pentru cel bun. Domnul să împiedice relațiile lor cu cineva care nu este pentru el sau pentru ea. Știți când trebuie să începeți să vă rugați pentru astea? Din prima zi când a venit pe lume. Că dacă vă rugați prea târziu, poate că e prea târziu. 9. Să poată avea o căsnicie fericită și curată. Să se supună total lui Dumnezeu și să se împotrivească diavolului. Să practice un creștinism radical și devotat, cu un devotament total pentru Domnul. Să slujească lui Dumnezeu cu toată inima. Uitați-vă ce se întâmplă în bisericile noastre. Slujirea cu jumătate de inimă. Se pare că este regula. Dăm bani cu jumătate de inimă, participăm cu jumătate de inimă, cântăm cu jumătate de inimă și este dezastru, este o apatie îngrozitoare în bisericile noastre. Știți ce spune Domnul despre o biserică apatică? Mi-e scârbă de tine, am să te vărs din gura mea, o să vomit, spune Domnul, așa de mi-a de rău când te văd. Iona a fost un profet apatic, până și peștele ăla l-a vărsat pe țărm. Nimeni nu vrea să înghită oameni apatici, cu jumătate de inimă. Să fie păziți de oameni și locuri rele. Există locuri periculoase. Există oameni răi care profită, care abuzează, care se folosesc de copii. 13. Să poată ierta pe cei ce rănesc și îi ofensează. Să știți că este o calitate extraordinară, acest spirit generos care iartă pe cel care ne ofensează. Și iertarea aceasta se învață și trebuie practicată și să ne rugăm Domnului pentru copiii aceștia să poată ierta. Spiritul de neiertare este îngrozitor de periculos. Un al doilea subiect, câteva principii pentru schimbarea inimii copilului. V-ați rugat, nu v-ați rugat și totuși aveți un ficior rebel. Aveți o fată adolescentă care numai cum zici dumneata nu se îmbracă. Care numai cum zici dumneata nu se poartă. Are o atitudine ostilă, vorbește urât, jignește, trântește ușile. Camera în care locuiește e un dezastru. Ficiorii mei puseseră deja o panglică din aia de la poliție galbenă. Disaster area. Peste la camera lor. Și așa era. Acum mi-a venit o idee grozavă.
lucrăm împreună într-un fel de business de construcții, adică ei lucrează, eu îi inspectez și banii lor trec prin portofelul meu. Și acum m-am hotărât cu nevastă mea, în momentul în care găsim o arie din asta de dezastru în casă și noi o reparăm după ei, îi luăm 50 de dolari pentru afacerea asta și mă gândesc că cu prețul ăsta nu o să mai lase prosoapele ude prin baie, toate hainele pe jos, nu? Dar ce facem, ce nu facem? Uite că ne trezim cu câte unul din ăsta, un copil rebel care ne chinuie sufletul, este la anii adolescenței și nu știm ce să facem. Iată câteva sfaturi din Cuvântul lui Dumnezeu, cum să recâștigăm inima acestui copil, cum să schimbe inima acestui copil. Sfatul numărul 1. Părinții trebuie să recunoască înaintea lui Dumnezeu și a copilului că prin neglijența lor au pierdut inima copilului și apoi, sincer, să ceară iertare lui Dumnezeu și a copilului. Cred că trebuie prins un moment prielnic în care să spui, măi băiete sau fata noastră dragă, recunosc înaintea lui Dumnezeu că inima ta nu mai este pentru noi. Noi am devenit dușmanii tăi, s-a rupt relația care există între noi, ne simțim vinovați înaintea Domnului, probabil că te-am neglijat, probabil că n-am întrebat de tine. Aici fac o paranteză și vreau să vă dau un sfat pe care eu l-am învățat pe propria mea piele. Există un pericol foarte serios să repetăm păcatele care le-au făcut părinții noștri cu noi, să le repetăm și noi cu copiii noștri. Când eu am fost la facultatea anul întâi, la Timișoara, părinții mei au vândut casa de la țară și s-au mutat la Pâncota. Mi-au scris o scrisoare că au vândut casa de la țară și s-au mutat la Pâncota. Și ce s-a întâmplat cu mine? Vreo două săptămâni am fost bolnav, ca de puține ori în viață. Am plâns, m-am necăjit, am fost distrus, mi s-a furat copilăria, locurile alea pe care eu am crescut, pădurea în care am umblat toată vara. Mi s-a părut o nedreptate strigătoare la cer, n-am fost întrebat, nimeni m-au tratat ca pe un obiect în casă și am fost absolut devastat. Bineînțeles că anii au trecut, am uitat. Dar vreau să vă spun ceva, Pâncota n-a fost locul meu niciodată, părinții sunt supărați că ori de câte ori vin în România, vin la Oradea, nu mă duc la Pâncota. Și dacă mă duc la Pâncota, mă duc o singură zi. Acolo n-am nimic de a face cu localitatea aceea, n-am nimic de a face cu oamenii de acolo, pentru că nu sunt parte din viața mea, am fost obligat, am fost forțat să trec pe acolo. E bine, după 17 ani aproape de stat în Chicago, în biserica pe care am păstorit-o în Chicago, condițiile economice din statul acesta Illinois deveniseră tot mai grele. Crescuseră taxele, impozitele pe case, pe proprietăți. De la 3.500 pe an, acum aveam 8.500 pe an, soția ajunsese că lucra numai să plătim impozitul. Nu? Se dublase prețul la gaze, nu mai aveam 250 pe lună, ci iarna 500. Frații de la biserică nu mai măriseră salariul de 7 ani de zile. Economic eram în probleme, trebuia să vindem casa și să ne construim una mai mică, să supraviețuim economic. Zis și făcut, am cumpărat un loc de casă și am pus casa de vânzare. Era casa pe care am construit-o eu cu mâinile mele și cu copiii mei, cu băieții mei. Am trei băieți. Și totdeauna am crezut că trebuie să le rup oasele tu lor, să nu se rupă ei oasele ție. Le-am dat de lucru și am construit această casă. Ne aflam în Sacramento la o evanghelizare și m-a sunat agentul și mi-a spus la telefon că poate să-mi vândă casa. Și am zis, am vândut casa. Pe drum din Sacramento pe avion am discutat cu soția și ziceam, acum ar fi ocazia să ne mutăm din Chicago. Am vândut casa, suntem liberi, putem pleca. Și ca orice nevastă care gândește, mi-a spus, mă băiete, ai 50 de ani, nu mai poți să învăța altă meserie, te-ai inoculat cu popitul, nu mai știi să faci altceva. Nu te poți duce într-un oraș să spui unui păstor, mă dă-te la o parte că am venit eu, nu? Stai cu minte unde te afli. Totuși am zis, dacă Domnul ne vrea în altă parte,
Avem timp să-i dăm de gândire Domnului o săptămână. Mai putem sta o săptămână, trebuie să ne cumpărăm casă și o săptămână putem să stăm. Dacă își dă demisia un păstor român, ceea ce nu se întâmplase niciodată până atunci, și dacă comitetul acelei biserici ne cheamă să ne ducem în locul lui, atunci așa vorbește Domnul, acolo mergem. Aveți grijă ce ziceți și aveți grijă ce cereți. Pentru că s-ar putea să vă asculte Domnul. Am venit acasă vinerea, ne-am rugat, am postit și sâmbătă dimineața a sunat telefonul și mi s-a spus că un păstor și-a dat demisia și comitetul mă cheamă să mă duc în locul lui. Și bineînțeles că după vreo 6 luni de ce facem, ascultăm să ne ascultăm, ne ducem, nu ne ducem, am hotărât să plecăm. Nu contează cu ce preț. Dar aveam un ficior la facultate plecat de acasă în statul Tennessee. Aveam unul în ultimul an de liceu, terminase clasa 11, trebuia să intre între a 12-a. Era îndrăgostit pentru prima dată de o domnișoară foarte drăguță. Și bineînțeles că ăștia sunt copiii noștri, trebuie să asculte de părinți, nu? N-am discutat decât foarte aproximativ cu ei. Am făcut exact păcatul lui taică meu. Le-am spus, Domnul ne cheamă să plecăm în Arizona. Am vândut casa, ne urcăm pe o mașină mare și am plecat. Vreau să vă spun ceva. Când un copil e plecat de acasă, pe urmă am citit eu chestiile astea, că tot la urmă vine mintea la noi, la români. Când un copil e plecat de acasă, în armată, la școli undeva, să nu te muți, pentru că singurul punct de pe harta lumii fix la care el aspiră să se întoarcă e casa. Universul lui se învârte în jurul unui punct fix care se cheamă casa, satul, unde el a crescut și s-a format. El se va întoarce într-o zi dintre străini, dintr-o lume inospitalieră, la cei pe care îl iubesc și care îl cunosc. Dacă i-ați luat punctul ăsta fix de pe hartă, l-ați aruncat în aer. Exact asta am făcut eu cu copilul meu. A terminat studii pastorale la Lee University, a venit acasă într-o lume necunoscută, într-un oraș necunoscut, între oameni necunoscuți, care n-au fost drăguți cu el, cum n-au fost nici cu taică-sa, cu maică-sa și cu ceilalți. S-a intrat într-o depresie că de-abia l-am putut scoate după ani de zile de acolo. Celălalt care era la liceu și care l-am rupt de lângă domnișoara aia de care se îndrăgosise, a protestat în modul caracteristic lui, și-a pus mâinile așa și n-a mai făcut nimic în ultimul an de liceu. Nu ne-a spus niciun cuvânt de reproș, pentru că e un copil absolut extraordinar, dar l-au trecut de milă ultimul an și și-a nenorocit recordul studiilor pentru restul vieții. Aveți grijă ce faceți și stați de vorbă cu copiii. Vorbiți cu ei. Pentru că și cele mai frumoase și pozitive lucruri care noi vrem să le facem, dacă le facem fără ei, dacă nu întrebăm, nu cooperăm, nu facem altceva decât să pierdem inima copiilor noștri. Eu vă spun ca un tată care suferă și care ar face orice să recâștige inima acestor copii. Mi-au spus-o foarte clar, ne-ai tratat ca pe o mobilă, nu ne-ai întrebat, avem 25 de ani, era cazul să discuți cu noi, măcar la vârsta asta, nu? Și au perfectă dreptate, au absolut perfectă dreptate. Țineți cont de lucrurile acestea și recunoașteți greșelile înaintea lor, pentru că dacă nu recunoașteți, veți adânci și mai mare prăpastă dintre dumneavoastră și ei. Nu vă pierdeți autoritatea când spuneți, am greșit, îmi pare rău. Crește autoritatea dumneavoastră. Nu sunteți infailibili, nu sunteți papa de la Roma. Fiți transparenți, recunoașteți și pocăiți-vă în fața copiilor dumneavoastră, pentru că este singura cale în care putem să recâștigăm încrederea față de ei. Sfatul numărul 2. Părinții trebuie să-și analizeze propria viață pentru a fi siguri că sunt cu totul dedicați lui Dumnezeu și sunt curați de orice este păcătos. S-ar putea ca revolta copiilor să fie împotriva unor practici de ale mele, împotriva unor atitudini de ale mele, împotriva unor stări de păcătoșenie în care eu mă aflu ca părinte și ca familie. Deci, cu alte cuvinte, ar trebui să văd că eu sunt în bune relații cu Dumnezeu și totul este în ordine. Eu nu pot să fac ordine cu copiii mei, nu? Imaginați-vă pe David, nu?
că merge să le spună băieților, băi, să nu mai curviți, să fiți cinstiți. Nu mai poți să zici o chestie din asta, nu? După ce tu ai făcut o lată. Hai să fim serioși. Ți-ai pierdut autoritatea în momentul în care tu ai păcătuit, nu? Din groapă nu se poate ieși decât în sus, prin pocăință. Deci nu există altă cale. Sfatul numărul 3. Copilul rebel trebuie separat pe cât posibil de toate influențele negative ale altora. Trebuie să te gândești bine și tu și soția mea, cine sunt persoanele astea negative care îl influențează pe copilul meu? Cine sunt prietenii ăștia? Care sunt persoanele care îi favorizează această revoltă? Dacă cercetați bine, veți putea descoperi lucruri interesante. S-ar putea să fie dascărul de la școală, care este un anticreștin, un antipocăit și le strecoară încet, încet o travă și în inima copilului dumneavoastră. Puteți să descoperiți că este dascărul de la școala duminicală, care spune, aia, părinții ăștia, habar n-au, trebuie noi, tinerii, să facem ceva, sau liderul de la tineret. Din păcate, unii așa se grozăvesc și își caută popularitatea în rândul tinerilor, dezvoltând atitudini ostile a tinerilor împotriva părinților. Bă, bătrâne ăștia, habar n-au, noi, generația tânără. No? I-am dat afară un lider de la tineret pentru că în predicile sale avea un bias din ăsta așa împotriva părinților, împotriva românilor. Ce români ăștia, habar n-au, americani, tot felul? Și am zis, hei, ori schimbi atitudinea, ori te schimb eu. Și a trebuit să-l schimb, pentru că nu voia să schimbi atitudinea. Veți vedea că există influențe negative de unde nu vă așteptați. Cercetați bine să vedeți de unde vine învățătura și atitudinea aceasta ostilă a copilului față de dumneavoastră și față de credința și obiceiurile bune care le aveți în familie. Separați-l pe cât posibil. Dacă el nu se separă de ei, îi separați pe ăia de copilul dumneavoastră. Tânărul trebuie separat apoi pe cât posibil de toate influențele negative impersonale. S-ar putea să fie niște casete de muzică, niște CD-uri pe care le ascultă băiatul dumneatale sau fata dumneatale. Dumneatale a zis, muzica de astăzi, oare tot e ok. Face-l din cap tot așa, nu? Toată ziulica, dai cu minte băiatul ăsta. Știi ce se întâmplă? În timp ce face din cap așa, îi se intră aici în cap niște idei, că dumneatale nici habar n-ai ce zice cântărețul ăla. Habar n-ai ce zice cântărețul ăla. Am lucrat cu niște polonezi, mi-au făcut casa și în timp ce lucrau la casă la mine, ascultau o muzică poloneză groaznică, teribilă, un zgomot din ăla mare și am zis, mă, ce zice ăla? Zice, hei, fii fericit că nu înțelegi. Și am fost fericit că n-am înțeles ce zice ăla, că era poloneză, nu? Dar băiatul sau fata aia care stă cu căștile alea pe urechi toată ziulica, s-ar putea ca mesajele acelea să intre în cap și să se poarte ca atare și nu știe de unde vine. Separă-l de casetele acelea. Eu am fost îngrijorat ce muzică ascultă băieții mei și într-o zi, în timp ce am călătorit până la Tennessee, vreo 9 ore de călătorit cu mașina, le-a zis, băieți, astea 9 ore sunt ore de educație muzicală. Vreau să duceți toate CD-urile care le aveți și vreau să ascult muzica voastră. Eram pregătit, aveam pastile, eram gata de lecții muzicale. Și 9 ceasuri am ascultat ce ascultă ei. Și am descoperit mai că DC Talk nu este chiar așa rău cum am crezut eu. Nu? Aveam niște mesaje interesante, am început să ascult la cuvinte și mai departe. Și m-am liniștit că nu este chiar așa greu. Ar trebui să mai am niște audiții recente că se pare că s-a schimbat repertoriul. Muzica, la ce se uită, ce citesc, la ce filme se duc. Cred eu că ar trebui să vedem și influențele acestea impersonale care sunt în viața copiilor noștri și ar trebui să-i separăm de ele pe cât posibil. Dați-le foc la revistele acelea, aruncați la gunoaie ce nu credeți că este bun, faceți ceva, separați-i de lucrurile acelea pe cât posibil. 5. Toate lucrurile negative înlăturate din viața sa care trebuie înlocuite cu ceea ce este bun. Aici este problema noastră numărul 1. Le luăm jucăria, dar nu-i dăm nimic în schimb. Și problema este că până și un copil micuț plânge dacă iei jucăria.
Dacă îi dai alta, în schimb, lucrurile sunt de altă natură. Schimbă obiectele alea rele cu lucruri bune. Schimbă obiceiurile rele cu obiceiuri bune. Unul dintre motivele pentru care am făcut sacrificii deosebite în ultima vreme cu copiii mei a fost că voiam să-i atrag în ceva bun și pozitiv. M-am băgat cu ei să cumpărăm case vechi, să le reparăm. În primul rând, sunt foarte ocupați, vin rupți după 12 ore acasă, dorm bine, încep să vadă viața cu alți ochi, nu? Dar m-a costat o groază de bani chestia asta, mă costă o groază de timp. Uneori trebuie să lucru împreună cu ei și știți cum e, mai degrabă îmi place melodia aia, nu te îndoi, ci crede, nu? Și eu mă îndoiesc de 100 de ori, nu? Urc pe scări, cobor, nu mai pot sta în picioare când ajung acasă. Dar consider că este un timp în care înlocuiesc în viața lor unele lucruri rele cu altele bune. Și trebuie să cheltuiești timp și bani și efort pentru chestiunea asta. 6. Părinții trebuie să se roage zilnic cu devotament și pasiune pentru copilul lor. Fă din problema asta problema numărul 1. Și începe să te rogi Domnului pentru el. În fiecare zi. Ține zile de post. Mă bucur din toată inima că am un ajutor în soția mea, care într-adevăr e potrivit aici. Ține uneori și 3 zile de post pe săptămână și ne rugăm și mă ducem fiecare dimineață. Hai să ne rugăm pentru copii și ne rugăm în fiecare zi. Și în fiecare zi începem cu ei și pe nume înaintea lui Dumnezeu și insistăm înaintea Domnului. Roagă-te zilnic pentru copiii ăsta. 7. Părinții nu trebuie să cedeze tendinței naturale de a se îndepărta de copilul rebel, ci dimpotrivă să se apropie și mai mult. Vedeți, când e rău, când e rea, avem tendința să nu mai vorbim cu el, să ne izolăm, suntem deranjați. Vreau să vă spun că trebuie să faceți cele mai grozave eforturi să vă apropiați atunci. Copilul are cea mai mare nevoie de dumneavoastră atunci când este rebel. Vă spun, când l-am luat pe unul dintre băieți și i-am zis așa, Cristi, vreau să spun ceva. Dacă tu vrei să pleci de la noi, să te duci înapoi în Chicago, eu îți respect decizia ta. Este viața ta, este decizia ta, dar vreau să spun ceva și nu vreau să uit asta niciodată. Aici, la adresa asta, locuiește un tată și o mamă care te iubesc pe tine necondiționat și până la moarte. Și ești binevenit înapoi în casa asta, indiferent cum o să vii. Dacă vii ca fiul risipitor, numai în zdrențe. Dacă vii oricum, ești bine primit și o să te iubim până la capăt. N-am mai plecat. Nu vă îndepărtați de ei. Îs rebeli, îs răi, îs obraznici, uneori îs mizerabili. Okay? Vine acasă și miroase a țigări, a băuturi sau cine știe cum sunt. Nu? Nu vă îndepărtați de ei. Apropiați-vă și mai mult. Și singura armă care lucrează este dragostea. Este dragostea. Se zice că Gandhi l-a dus pe Gandhi fiul său în oraș unde avea o întâlnire cu cineva. Și între timp i-a zis oficiorul său, du-te și repară mașina că am rezolvat cu un mecanic. Și oficiorul s-a dus la mecanic și a întrebat cât durează. Și el a zis vreo 4 ore. S-a gândit el numai bine pe când vine tata, dar ce să stau aici, mă duc la un film. S-a dus la un film și apoi urma un altul și mai grozav și a stat 6 ore la filmele alea. Și când a venit cu mașina, tata stătea în stradă și aștepta. Între timp însă Gandhi sunase la atelier, știa tot adevărul și a întrebat pe fiul său, zice, de ce ai stat așa mult? Bă, zice, știți, și tata, zice, mecanici ăștia lucrează foarte încet, reparații mari și mai departe. Știți ce a zis Gandhi? Oprește mașina. Oprit mașina și a zis, oare cum este posibil ca fiul meu, pe care eu l-am născut, să mă mintă? Zice, trebuie să mă gândesc la lucrul ăsta ce se întâmplă. S-a dus și a început să meargă pe jos în fața mașinii. Și ăsta a venit cu mașina după el până acasă. Toată noaptea au călătorit și ăsta tot s-a gândit și ăsta a venit. Știți ce a zis fiul lui Gandhi? În viața mea n-am mai mințit pe tata. Pentru că tata era în stare să umble pe jos toată viața. Sunt arme ale dragostei.
care sunt mult mai puternice decât duritatea, decât pumnii, decât strigătele, țipetele, amenințările și așa mai departe, pe care noi, părinții, le spunem cu atâta ușurință. Vreau să încheiem cu afirmația aceasta, care mi se pare destul de interesantă. Părinților, nu întărătați la mânie pe copiii voștri. Haideți să vedem ce vrea să spună versetul ăsta, ce vrea să spună porunca asta. Cum putem să întărătăm la mânie? 1. Prin modelul unui om mânios. Expunând în fața copilului un tată nervos, furios tot timpul, cu capsa pusă. 2. Prin lipsa armoniei din căsnicia ta. Prin faptul că nu te înțelegi cu nevasta, prin faptul că este tensiune, neînțelegere, prin disciplinarea mereu la mânie a copilului. Eu am auzit pe cineva care dădea sfatul să nu îi bați pe copii când ești nervos. Și mi s-a părut o monstruozitate. Eu nu pot să-i bat dacă nu-s nervos. Cum să-i bați, domnule? Ești... Na, îi bați când nu ești nervos. Dar așa ar trebui. N-ar trebui să-i batem, să-i disciplinăm la mânie când suntem furioși. Eu am avut un copil, la început în America, mi-a spus vecinul la care stăteam în chirie că băiatul meu înjură în limba engleză. Eu eram așa de curat în limba asta că nu știam nicio înjurătură. Nici n-am știut că americani înjură. La școală nu ne-au învățat înjurături, profesorii când ne-au învățat engleză nu știam, am zis că nu e adevărat. Și mi-a spus ce cuvinte urâte folosește copilul meu, învățase de la școală. I-am spus odată, de două, de trei ori, să nu mai folosească cuvântul respectiv și totuși l-a folosit. L-am chemat în biroul meu și am zis, Cristi, în jurătura asta care tu o folosești, îl supără pe Dumnezeu, este ceva foarte urât. Crezi că trebuie să fii pedepsit? Da. Uite, am o curea aici, câte curele crezi că trebuie să-ți dau pentru înjurătura asta? Și a zis, 5. Fain. Pantalonii jos. Și am tras 5 curele zdravene de tot, după care, bineînțeles, a început explozia aceea de plâns, l-am lăsat să plângă o bucată de vreme, și după care am zis, acum trebuie să ne rugăm să cerem iertare lui Dumnezeu, pentru că păcatul ăsta l-a supărat pe Domnul. Dacă s-a rugat vreodată copilul ăla până atunci, dar acum s-a rugat cu suspine negrăite. Când a terminat el, atunci m-am rugat eu și am mulțumit Domnului că l-a iertat. Și că niciodată copilul meu nu o să mai facă asta, ne-am ridicat de pe genunchi și atunci am cerut eu iertare și am zis, te rog să mă ierți că a trebuit să fiu aspru cu tine, asta e datoria mea de tată, îmi pare foarte rău că a trebuit să ajung la o asemenea metodă, mă poți ierta? M-a îmbrățișat și a plâns pe grumazul meu. După care am zis, o să stăm aici, în camera asta, până nu se mai vede că am plâns și ce s-a întâmplat, pentru că n-ai voie să faci spectacol spre bucuria altora din bătaia unui copil. Trebuie să-i păstrezi demnitatea acestui copil. Am ieșit afară, după tot ce s-a întâmplat, n-am povestit la nimeni, la ceilalți, la fraților, la maica sa, dar din clipa aceea copilul ăsta nu a mai înjurat niciodată. N-a mai înjurat niciodată. Apoi suntem inconsecvenți în disciplină. Domnule, îl cârpim ca spart geamul sau o cană din întâmplare, nu că e neglijent. Și îl iertăm pentru cine știe ce altă trăznaie mare care a făcut. Trebuie să fim consecvenți în disciplină, nu? Tata avea o vorbă și nu cred că era prea bună. Nu? Zice, las că ți se încarcă carul ție, nu? Tomi se încărca carul ăsta fără de legilor, zice, și într-o zi se răstornă el. De obicei se răstorna pe mine, nu? După aia. Că lasă că vine o zi a tuturor socotelilor. Atunci ne socotim pentru tot ce a fost până acum. E groaznică o asemenea perspectivă, nu? Ce zice cuvântul lui Dumnezeu? Pentru că nu este pedepsită copilul, inima copilului să face rea, pentru că nu este pedepsită fără de legea la timp, atunci când are loc. Îl pedepsim a doua zi, când el săracul nu știe de ce l-ai bătut. Mintea lor este scurtă, el a uitat răul care l-a făcut. Nu asociază fără de legea cu pedeapsa. Avem standarde duble, nu? Iar e o problemă foarte serioasă. Nu admiți niciodată că tu ai greșit.
Păi se înfurie ăsta într-o zi, zice, bă, tata asta nu greșește niciodată, nu? Numai ieri m-a bătut și n-am fost vinovat, nu? M-a bătut în locul șefului lui de servici. Cauți mereu greșeli, ești perfecționist, ești cu ochii pe el, nu, unde o mai greșit să-l ard pe ăsta. Toată ziulica ești cu ochii pe el, ăsta săracul se simte ca la poliție, urmărit de securitate tot timpul, nu? Cauți greșeli și unde nu sunt. Anulezi regulile stabilite de Dumnezeu, pentru că tu ești tata, tu ești mai important. Când nu asculți partea lui de poveste, atunci se enervează. Tu știi deja tot. Lasă-mă că știu eu, pac. Îl pocnești și nu-l asculți. Dacă l-ai fi ascultat, ai fi observat că nu e el chiar așa de vinovat. Noi avem trei băieți și v-am mai zis, pe primul puteam bate foarte ușor. Foarte ușor. Ăsta era, nu știu, mă enerva foarte repede și puteam să-l pocnesc. Păi ăla nu. Și pentru că nu-i puteam bate pe ăla ca pe ăla, ăsta să mânia pe mine. De ce el se ia bătaie tot timpul, nu? Într-o zi am zis, mă, ce să-ți fac? Tu ești primul, învăț să fiu tată pe tine, nu? Ești materialul meu didactic. Am învățat pe tine, nu? Ăștia l-a deja mai știu să fiu, dar pe tine am învățat toate. Când îl compar mereu cu alții, mă, de ce nu poți să fii și tu ca ăla, nu? Fată, dragă, uite-te la fata asta din vecin, uite ce frumos se îmbracă. Deci, și atunci îl umilești tot timpul comparându-l cu alții. Alți copii sunt mai deștepți, mai buni, mai pocăiți, numai noștri nu sunt buni. Când nu-ți faci timp să vorbești cu el, ce să vă spun, ca și tată sunt cu ochii în patru tot ce se întâmplă în viața copiilor mei, pentru că sunt conștient că ce se întâmplă în viața lor îmi va afecta într-un fel de altul, nu numai viața mea, ci și slujba mea de pastor, nu? Și atunci am eu metodele mele de a ști că am multe lucruri care se întâmplă. Probabil că nu știu eu tot și slavă Domnului că nu le știu pe toate, încă mai am speranță, dar sunt cu ochii pe ei tot timpul. Fă-ți timp să vorbești cu ei. Se vor supăra, îi vei stârni la mânie când nu-i lauzi pentru reușite. Îi critici numai pentru erori. Uitați-vă ce au făcut dascării din noi. Ne-au subliniat numai greșelile în caietele de temă, nu? Că parcă n-am și nimerit bine din când în când. N-ar fi grozav să fi subliniat când am nimerit bine, nu? Răspunsurile. Era clasa întâia, al doilea băiat și cel mare deja făcea pe profesorul cu el. Bă, zice, cât face 2 cu 2? 5, zice ăla. Bă, prostule, 4. Zice, I was close to it, am fost aproape. Nu era o eroare prea grozavă, nu? Era aproape de adevăr. Trebuie să-l auzi pentru reușite, pentru că a fost pe aproape. Era cât pe ce să o facă bine, nu? Au venit băieții mei de la fotbal, s-au înscris în echipă de fotbal la Phoenix și au venit, unul zice, să știi că am descoperit care este diferența între români și americani. Care, domnule? Zice, când greșești și șutezi la poartă, americanul zice, good try, ai încercat bine. Zice, când greșești, românul zice, tâmpitule, prostule, tântălăule. Zice, asta este diferența între români și americani. Să știți că suntem români. Când greșesc, avem o gură zdravănă și pedepsim, dar când nimeresc bine, nu îi lăudăm. Când nu te ții de promisiuni, când una zici și alta faci, lasă-ți cumpără tata bomboane dacă ești cu minte. În primul rând, nici nu știe el ce-i cu minte, ce vrei tu să zici cu chestia asta. Asta e ca rugăciunea noastră. Doamne, binecuvântează-mă. Și Domnul zice, oare ce vrea asta, mă? Abar n-am ce vrea asta. La fel, fii cu minte. Nu? Asta e un termen atât de general, îngrozitor de mare. Ar trebui să fim specifici și apoi să ne ținem de promisiune, domnule, dacă am zis-o. Îi cumpărăm asta, cumpără-i. Când îl mustri în fața altora, când ne mustrăm copiii în public,
Este o spaimă a copiilor de a fi dezonorați, de a fi umiliți în public. Nu vă puteți da seama ce spaimă este asta. Eu am profitat de asta și am zis că mă duc la școală și am să las pe profesor să-i lase pe copii să vină acasă să-și facă paturile. Și au făcut patul vreo câteva luni de zile după amenințarea asta. Prin acordarea de prea multe libertate, să știți că un copil care primește prea multă libertate din partea părintelui, el se simte practic neglijat, ăsta nu-i pasă de mine, pot să vin când vreau că tot îl doare în cot, se enervează din pricina asta, că acasă nu conduce nimeni, că nu-l interesează nimeni de viața lui. Dar și prin faptul că ești prea strict, nimic nu trece pe acolo, e ca la Mărășești la tine acasă. Pe aici nu se trece. Nu-i voia aia, nu-i voia cealaltă, nu-i voia cealaltă. Și ăsta se simte ca la pușcărie acasă. Când faci glume pe seama lui, și mai ales în public, când îl abuzezi fizic, învățați cât mai multe despre familie și ocupați-vă de ea. Este singurul rai dat nouă oamenilor aici pe pământ. Și avem obligația să fim fericiți pentru că îl reprezentăm pe Domnul și mireasa lui, biserica, în lumea aceasta. Domnul să vă binecuvânteze!